Doamna Marie, bună seara! Bună seara! Și bine ați venit la noi! Mulțumesc! Spuneți-mi, vreau, de unde veniți dumneavoastră? În ce domeniu? Sau sunteți studentă? Lucrați? Cum ați ajuns la companie la noi? La moment sunt studentă. La companie am ajuns cu ajutorul Facebook-ului. Am văzut pe Facebook că este curs despre dezvoltare financiară și am zis de ce nu, trebuie să încerc. Era o perioadă în care am zis că eu trebuie să încerc tot nou, trebuie să mă dezvolt personal. Și am zis că trebuie să mă înscriu, fiindcă este ceva nou pentru mine, nu am mai făcut așa ceva. Mm-hmm. Și m-am înscris la curs. Și așa a fost cursul. Pentru mine foarte interesant. Primele lecții de teorie m-au captivat atât de mult că mă uitam la ele din nou ca să mai văd, poate mai înțeleg ceva, mai... Aha, ați trecut cursul online și eram înregistrate. Da. Uh-huh. Și după ce s-au terminat cursul online, teoria, am zis că numai decât trebuie să continui practica, fiindcă este ceva nou și m-a captivat atât de mult încât am zis că nu, eu trebuie să știu asta, nu? Dar nu aveți cunoștințe despre trading? Nu, prima dată auzisem la teorie și vedeam graficele și eram genul, cum să citească așa ceva, cu ce să fac așa ceva și am zis că nu, trebuie să încerc. Ceva în linia asta, da? Da, trebuie să înțeleg, trebuie să fac. Așa, probabil aveți momente când, dacă vă vede cineva din prieteni, că vă uitați la grafic, da? Vă întreabă, ce înțelegi de acolo? Da, și în primul rând familia, fiindcă când făceam cursul, ei erau alături de mine și mereu mă întrebau, ce înțelegi tu de acolo, ce faci tu acolo, cum citești, cum faci și uite, am învățat, fac, înțeleg. Dar v-au susținut. Da, m-au susținut mereu. Care mi s-ați fost și cu mama la oficiu odată? Da, eram, nu aveam 18 ani și trebuia să vin numai decât cu ea și ea tot s-a interesat și sper că în viitor o să se apuce și ea de acest. Ea a trecut cursul sau încă nu? Nu, vrea să înceapă. Știu că vrea să vină la curs. Așa, dumneavoastră cum a, deci ați, când ați învățat? Un an jumătate în urmă. Așa. Prima dată cursul. Și acum a fost o pauză, da. După care ați revenit și ați luat testul de angajare ca trader. Da. Ați beneficiat de această oportunitate din partea partenerului nostru, da? Pelerun. Da. Așa, cum a fost testul? A fost greu? Nu a fost atât de greu cât emoțiile au fost la maximum, fiindcă este un domeniu nou, cum am mai zis, și vroiam să trec testul, vreau să am viitor în acest domeniu și emoțiile erau în fiecare zi, intram dimineața, făceam analize, mă uitam la market discussion, eram mereu că să-l dau, trebuie să-l dau, trebuie să țin. Scopul era... Da. Bine pus la punct. Așa. Și l-ați atins? Da, sigur. Chiar rezultatele au fost foarte bune, mai mult de 70% din tranzacții au mers în profit. V-ați stabilit un portofoliu care vă place sau tranzacționați pe tot ce era, pe tot portofoliul brokerului, dar să găsiți între? Da. Tranzacționam chiar și la curs, adică tranzacționam pe absolut tot, pe Amazon, Google, Forex, pe crypto, pe tot, încercam tot să văd ce și cum și unde mă potrivesc mai bine, unde mă încadrez. Mm-hmm. În comunitatea voastră de prieteni se discută despre tranzacționare, despre piața financiară internațională sau nu prea, fiindcă nu este atât de cunoscut, însă încerc să promovez chiar și când ies în oraș cu prietenele mele, tot vorbesc despre că, uite, trec așa curs, posibil o să mă angajez, vreau să mă angajez și ele, dar ce e asta, dar cum, dar vreau și eu. Și zic, uite, ai posibilitatea să treci și tu cursul, zic, sigur, dacă ceva, eu revin la tine și toate detaliile și îl trec și eu. De ce facultate faceți noi? Sunt studentă la medicină. Super, cum se leagă medicină cu trading-ul? Absolut deloc nu se leagă, dar trading-ul este așa o oportunitate pe care, de care pot să mă ocup și învățând la medicină, adică nu mă ocup toată ziua. Mm-hmm. Dacă mă învăț și o să mă deprind cu el, deja m-am deprins, pot să zic, este ușor, adică pe zi 3-4 ore pe zi îl cheltui, dar pentru mine nu este așa un mare minus. Reușesc și cu învățatul mm-hmm. și cu lucru. Da, pentru că sunteți la moment și în perioada de încă învățați. Nu da. Vreau să spui că doar am intrat, cum cineva vorbeam din trader, da, doar deschid platforma, gata, îl simt că e buy sau cum sell. Deci faceți o analiză mai amplă da, de instrumente. Da, fiindcă sunt la început și trebuie să fiu sigură pe ceea ce fac. Mm-hmm. V-ați stabilit strategii încă de la curs sau a fost nevoie de mai mult timp ca să prelucrați? A fost nevoie de mai mult timp ca să prelucrez. La moment aveți o strategie de care țineți cont concret unele instrumente? Bine definită, încă nu. Mm-hmm. Încă lucrez la ea și încă îmi fac portofoliul propriu. Am înțeles. Vreau să vă întreb care ar fi calitățile pe care trebuie să le aibă un trader. Este trading-ul pentru oricine sau nu?
calitatea pe care trebuie să aibă un trader, cred că principala ar fi răbdarea. Și răbdarea este cel mai important, fiindcă fără răbdare în trading am impresia că nu faci nimic. Dacă îi vezi că se duce un pic în minus, te sperii și închizi tranzacția, nici nu aștepți, adică poate faci o corecție sau poate așa merge și oricum o să se ducă în buy, dacă ai deschis în buy sau în sell sau... Adică răbdarea este pe primul loc. De ce trebuie să ținem cont ca să nu considerăm activitatea asta una riscantă? De propria analiză și de sfaturile profesioniștilor, pot să spun așa, adică chiar de sfatul consultanților de aici, managerilor, m-au ajutat foarte mult, dar să-ți faci propria analiză a graficilor, să vezi unde e greșit și să faci așa că să nu mai greșești, să îți accepti greșelile și să nu te dai bătut, să înțelegi din greșeli ne învățăm. Cui îți recomanda acest curs? Sau această profesie? Celor mai îndrăzniți persoane pe care le cunosc. Fiindcă am impresia că extroverții s-ar descurca mult mai bine, dar nu neg că și introverții, fiindcă depinde de caracterul persoanei. Dacă vrea să încerce ceva nou și dacă este dispus să deschidă unui ceva nou, unei companii sau unei cariere noi, trebuie să încerci numai decât. V-a fost de ajutor cursul pentru a deveni trader? A fost destul? A fost destul de cunoștințele pe care ați primit la curs? Da. Pot să spun cu fermitate că da. Încă nu ați început să tranzacționați. Abia astăzi ați primit cele două conturi, da? Unul pentru tranzacționare și unul pentru salariu. Da. Eu vă doresc succes și în 2-3 luni cu siguranță treceți pe contul personal și atunci o să urmeze și extragele. Care sunt scopurile dumneavoastră în domeniul acesta? Unde vreți să ajungeți? Vreau să fiu dependent financiar și să-mi ajut familia să poate să deschidem, să devenim antreprenori. Și ne spuneți că aveți niște idei de afaceri? Da, împreună cu părinții și chiar și pe dânsii îi fascinează chestia că văd că eu mă descurc și zic că nu, dacă fata noastră se descurc, atunci noi să ne descurcăm și este importantă susținerea familiei în acest foarte moment. Importantă. Chiar când am trecut a doua oară cursul, eram într-o oarecare măsură stresată și părinții îmi spuneau că stai liniștită, cum o să fie, așa o să fie. Uite, dacă îi simți că e pentru tine, o să fie pentru tine. Dacă nu, mai sunt încă o sumedenie de tot, de cursuri care tu unor cum ai să-l găsești pentru tine. Sunteți în perioada când vă autodescoperiți și vă autoeducați. De asta este timpul. Da. Este importantă vârsta în training? Nu. Îți poate și un copilaj de 12 ani. Un copilaj nu. Dar luând în considerare că mulți cred că eu până la 18 ani nu pot să fac nimic, asta pentru mine nu e scop și nu e ceva adevărat pentru mine, fiindcă chiar să ai 15 ani, eu la 15 ani am început cursul, primul curs aici, 16, mai bine spus, la 16 ani am început primul curs aici și nu pot zic că a fost... De vreme. Da. Ați înțeles oricum. Da. De ce ați făcut a doua oară? Vroiam să-mi aprofundez cunoștințele și vroiam să trec testul numeric. Așa, și ați perceput altfel informația pe a doua oară? Da. Așa, deci ca o carte citită la 15 ani și apoi la 20, înțelegi altfel. A doua oară a fost ca cum citești ceva și înțelegi și printre rânduri ce se spune. Am înțeles. Bun, eu vă doresc succes. Și să ne revedem atunci când dumneavoastră deja o să tranzacționați și o să aveți după ce faceți primele extrageri și vă atingeți scopurile pe care le aveți. Mulțumesc! Succes, Ana Maria! Mulțumesc! Cu drag!